Citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din a doua carte din Biblie și anume din Cartea Exodului, din capitolul 33. Voi citi un fragment dintr-una dintre cele mai frumoase rugăciuni din toată Biblia, așa anume rugăciunea lui Moise, în care cel mai mare om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament îi cere lui Dumnezeu un singur lucru, Doamne, vrem prezența Ta. În contextul în care Dumnezeu le spune evreilor că a hotărât să nu se mai ducă cu ei în Canaan, ci să trimită doar un înger, pentru că poporul a decis să-l abandoneze pe Dumnezeu în fața închinării înaintea unui idol și Moise vine și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, cel mai important lucru dintre toate lucrurile este prezența ta. Și iată ce spune versetul 12. De la versetul 12, Exodul, capitolul 33, citesc câteva versete. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihna. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Adică moi să spune lui Dumnezeu, Doamne, ceea ce ne face pe noi deosebiți, ceea ce ne conferă o identitate specială, este prezența ta. Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, că ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului sau numele lui Adonai înaintea ta, pentru că eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să mă iubezi, Căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Vreau să vă văd pe toți. E fain că n-aveți niciun stâlp. Nu-i nimeni camuflat. Marius, fratele Marius, păstorul dumneavoastră, invoca aici, dacă ați fost pe fază la un moment dat, o întâlnire dintr-un tren, din vremea când eram student. Am avut foarte multe întâlniri de felul acesta. Cei care nu sunteți familiar cu România, să știți că în România orice drum cu trenul durează foarte mult, spre deosebire probabil de Austria. Asta din cauza Sistemului nostru nu tocmai performant. Și în trenul acesta care urma să facă 12 ore. Astăzi călătorești 12 ore cu avionul până aproape la marginea Pământului. Mă rog, metaforic vorbind, marginea Pământului. Și în acest tren mi-aduc aminte că în același compartiment cu mine erau niște oameni cu care am avut o discuție foarte interesantă. În primul rând, înaintea mea era o doamnă de biologie, profesoară de biologie, ce susținea că nu există Dumnezeu. Până în momentul acela am avut tot felul de discuții filozofice, eram foarte pasionat de filozofie, începusem și facultatea de filozofie. Și doamna, căutând un ajutor cumva, între toți ceilalți din compartiment, pentru că toți ceilalți susțineau că există Dumnezeu, dar mai mult pe principiu, cine strigă mai tare are dreptate? Doamna, văzându-mă pe mine, discutând cu mine înainte, aflând că sunt pasionat de filozofie, s-a uitat la mine și mi-a zis, tinere, nu e așa că Dumnezeu nu există? Și i-am spus, Doamnă, nu vă supărați, pe mine nu m-ați merit, eu chiar cred că Dumnezeu există. Mi-a zis așa cu un aer foarte dezamăgit: Să știi că până acum am avut o părere mai bună despre tine. Acum încep să-mi schimb părerea. Și mi-a zis ceva care exprima o durere sufletească, durerea ei sufletească, a zis așa. Dacă există Dumnezeu, tu l-ai văzut vreodată pe Dumnezeu? Sau măcar ai simțit vreodată prezența acestui Dumnezeu? Eu a zis, ia mărturisesc că am căutat în toate bisericile, am fost la toți duhovnicii, am fost la mănăstiri și uitându-se la mine, intuind că sunt pocăit, mi-a zis, nu știu după ce, poate după freza foarte regulamentară, mi-a zis, am fost și la voi, la pocăiți, și nicăieri n-am simțit decât absența lui Dumnezeu, a zis ea. Folosind sintagma expresia unui celebru filozof francez Jean-Paul Sartre care zice Atunci când am încercat să mă apropiu de sacru, n-am simțit decât absența lui. Și mi-a zis ea, de ce? De ce? De ce nu l-am simțit niciodată pe Dumnezeu? Oriunde am mers și am încercat să mă apropii de El, n-am simțit nimic. Și atunci Dumnezeu mi-a dat un cuvânt. Știți cum se întâmplă? Biblia spune că în momente de felul acesta, în mod providențial, Dumnezeu ne va da un cuvânt. Dar la nivelul minții, n-am auzit nicio voce, nu pretind că am avut vreo revelație, să nu scoată careva din context, că știu că întotdeauna avem ăștia pe internet care au darul de a tăia și de a scoate din context. N-am avut parte de niciun formă de revelație, n-am auzit o voce așa groasă ca vocea unui actor Și pur și simplu, în adâncul ființei mele, Dumnezeu mi-a pus un cuvânt din scripturi. Și am zis, Doamne, există o explicație. Aveți o problemă la inimă. Și Doamna dezgâmpânită s-a uitat la mine. Cum adică am o problemă la inimă? Ești Dumneata, măcar student la medicină? Și am zis, nu-l am inima asta. Nu mă refer la, la, la pompa aceasta care pune în mișcare tot sistemul circulator, ci mă refer la adâncul ființei dumneavoastră. Și am să vă explic de ce. Mântuitorul Iisus a zis în cea mai cunoscută dintre predici, numită Predica de pe munte, a zis așa, ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. I-am zis, Doamne, cred că aveți o problemă la inimă, nu vă supărați pe mine. Dar cred că motivul pentru care în căutarea aceasta dumneavoastră după Dumnezeu n-ați reușit niciodată să trăiți prezența Lui, fie, fie măcar prin credință, e din cauza asta. de am spus, doamnă, să știți că nu doar dumneavoastră aveți problema asta la inimă. Toți oamenii o au. Toți ne naștem cu această malformație, dacă vreți, o malformație congenitală. Știți în ce constă ea? Noi, oamenii, suntem incapabili, prin puterile noastre, să ajungem la Dumnezeu. De aceea am avut nevoie ca Dumnezeu să ni se descopere. Și avem nevoie ca Dumnezeu să ni se descopere. Așa că aș vrea să spun în această zi, ție, care ești în biserică și poate până în momentul de față ai asistat ca la un ceremonial oarecare, ai auzit niște oameni vorbind, ai ascultat niște cântece, cântece și mergi acasă și spui, mă, să știi că românii ăștia sau oamenii ăștia. Îți civilizați. Dar n-a fost nicio întâlnire specială, nu e ceva special. N-are această latură spirituală, e doar una culturală, e doar o experiență pentru tine. Aș vrea să spun ceva. În această dimineață, Dumnezeu îți poate schimba viața Amin. și El se poate atinge de inima ta. Aleluia. Și în mod evident, când spun inimă, încă o dată, mă înțelegeți, nu mă refer la inima asta care bate aici și spune în mișcare sângele ci mă refer la sufletul tău, un suflet despre care s-ar putea să nici măcar să nu știi că există. Vedeți, oamenii ăștia îmbrăcați în haine albe au inima curată. În această zi, tot ceea ce se va întâmpla aici va fi declarația acestui lucru. Ei, practic, când vor intra în apa botezului, nu prin botez vor încheia legământul cu Domnul. Legământul cu Domnul deja a fost încheiat prin sângele Domnului Isus Hristos, adică prin jertfa Lui. Și când spun sângele Domnului, nu luați nici asta măcar la propriu, pentru că în Biblie sângele reprezintă viața, prin viața Lui Hristos care a fost dată în locul vieții noastre. Pentru că prin credința noastră în jertfa Lui Isus Hristos, noi să avem parte de cel mai de preț lucru, mântuirea sufletului. Adică ce înseamnă asta? Noi oamenii suntem salvați de la condiția noastră omenească de muritori. Ne-am născut în păcat și direcția noastră era moartea, moartea fizică și moartea veșnică, ce se numește iad. Iar Dumnezeu a coborât în lumea asta prin Hristos. Iar prin Hristos noi avem șansa ca sufletul nostru sau cugetul nostru, cum îl numește Petru, în textul biblic care deja a fost prezentat în fața noastră, să fie curățat prin credința noastră în Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Așa că vreau să vă spun ceva. Ei sunt îmbrăcați astăzi în haine albe în mod simbolic. Apropo de faptul că unii poate n-ați mai fost niciodată la vreun botez, îmi vine în minte o întâmplare din istoria creștinismului. Unul dintre sfinții mei preferați este Sfântul Patrick, celebru uh, protector, așa este numit, al Irlandei. Omul ăsta se spune că s-a dus în Irlanda pentru prima dată să propovăduiască Evanghelia și așa a ajuns creștinismul acolo. Se spune despre el că a participat odată la un botez. Îmi, îmi place de el pentru că era foarte lung la predică, așa cum sunt eu de obicei, dar nu voi fi în dimineața asta. Pe lângă alte lucruri. Sfântul Patrick se spune despre el că avea un toiag care în capăt avea o parte metalică ascuțită și a organizat odată un botez la care s-a întors în un, un trib întreg, un clan irlandez întreg, în frunte cu regele local. Regele însă i-a spus, părinte, uite cum facem. Eu nu știu care-i care e ritualul botezului și n-aș vrea să mă fac de râs în fața supușilor mei. Așa că te rog frumos, stau lângă tine și arătăm ce trebuie să fac. Și Sfântul Patrick i-a spus stai liniștit, majestate, stai lângă mine și o să spun la timpul potrivit cum trebuie să acționez când s-a ridicat în picioare să predice, Sfântul Patrick era bătrân acum, cu bastonul în mână, cu toiagul în mână, l-a pus la lipit de piciorul regelui și pentru că în partea de jos era ascuțit ca o suliță și pentru că predica era lungă și pentru că el era în vârstă, se apăsat tot mai tare pe acest toiag. Vă imaginați cam ce se întâmpla. În vremea aia bărbații, fraților, erau bărbați. Nu cum suntem noi astăzi, la cea mai amărâtă răceală, zici că suntem pe moarte. Duri, Rezistenți. Regele irlandez n-a scos un sunet. O oră și ceva, aproape două, cât a durat predica, el a stat așa, nemișcat, era războinic. Încercat în fel și fel de lupte. Când a terminat predica, piciorul regelui era plin de sânge. Patrick, speriat, i-a zis, majestate, de ce n-ai zis nimic? Și omul, cu o inocență totală, a zis, eu am crezut că așa se face botezul. Acum, în această dimineață, uitându-mă peste sală, știu că unii sunteți aici și vă uitați la tot ce se întâmplă cu fascinația omului care nu înțelege mare lucru. Și aveți în minte fel și fel de întrebări. Da, de ce se botează oamenii ăștia la vârsta maturității? Da, de ce nu-i botează așa ca toți ceilalți când sunt copii mici? Am avut discuția asta, eu mi-am făcut o parte din studiile postuniversitare cu părintele Tofană de la Cluj, care e un celebru preot ortodox, un om deosebit din foarte multe puncte de vedere. am avut o discuție cu dumnealui în legătură cu asta. Și mi-a zis, de ce e botezat când sunt, când sunt, mari? De ce nu recunoașteți botezul pe care îl facem și noi? Și sigur, i-am spus, părinte, dumneavoastră știți foarte bine, în Scriptură nu avem niciun argument în favoarea botezului copiilor. Sigur că dacă vrem să forțăm texte scripturale, vom spune că temnicerul din Filipi a fost botezat el și toată casa lui și de la asta vom trage concluzia că tot a fost un copil pe acolo. Dar știm bine că asta nu e o interpretare chiar corectă a textului biblic. Apoi, dacă ne uităm în istoria creștinismului, în primii 300 de ani, în primele secole creștine, oamenii se botezau la vârsta maturității. Ba mai mult a fost o perioadă în istoria creștinismului când se botezau numai de la 30 de ani în sus, pe modelul Domnului Iisus. Și, și unii dintre cei mai mari părinți ai Bisericii, dacă sunteți unii care faceți parte din Biserica Ortodoxă, aș vrea să vă spun că Sfântul Vasile cel Mare, pe care noi, românii, îl iubim așa de mult, nu vă pun să ridicați mâna câți Vasile sunteți aici. Tă la treia casă cât e câte un Vasile în România. Sfântul Ioan Gură de Aur sau Ioan Hristostomul, Grigore de Nazian sau Grigore Teologul, toți trei sărbătoriți în Ortodoxie în luna ianuarie, într-o singură zi toți s-au botezat la vârsta maturității. De ce? Pentru că oamenii ăștia au știut ce spune Mântuitorul Iisus. Iisus a zis așa, cine crede și se botează, va fi mântuit. Nu avem niciun argument biblic în favoarea botezului copiilor, aș îndrăzni să spun că nu avem nici măcar argumente bazate pe tradiția timpurie de la început a bisericii. Despre botezul copiilor se vorbește foarte târziu în creștinism. Prima referință e într-o oarecare scrisoare scrisă de cineva un oarecare fidus către episcopul uh, Ciprian. Acolo e o întrebare în legătură cu botezul copiilor, dar târziu. Așa că aceia dintre dumneavoastră care sunteți aici, aveți în minte întrebări, măi, de ce se practică botezul la vârsta asta? Simplu! Pentru că ăsta e modelul biblic, pentru că ăsta e modelul adevăratei tradiții creștine. Și frații mei pocăiți, știu că unii dintre voi când auziți cuvântul tradiție, vă blocați așa. Vreau să vă spun ceva, tradiția nu e un lucru rău, tradiționalismul e o problemă. E un gânditor răsăritean care zice așa, tradiția este credința vie a celor morți, tradiționalismul e credința moartă a celor vii. Nu e o problemă când ne raportăm la niște valori pe care le-am păstrat din generație în generație. Asta e o tradiție bună. Biblia ne spune că există obiceiuri bune, ca de exemplu obiceiul de a te ruga. De a citi din cuvânt, de a duce o viață sfântă. Și sunt niște valori pe care noi le transmitem din generație în generație și asta e o tradiție în sensul bun al cuvântului. Să nu fugim de cuvinte, pentru că noi de prea multe ori în lumea noastră pocăiască avem obiceiul ăsta copilăresc de a ne potrivi din cuvinte. Și atunci ce se va întâmpla aici? Veți vedea ceva foarte interesant. La un moment dat oamenii ăștia vor intra în apa botezului și tot ce se va întâmpla aici are o importanță simbolică când vor fi scufundați, Biblia vorbește despre simbolistica scufundării, este în mod simbolic, ei declară că au murit împreună cu Hristos, dar au murit față de trecutul lor păcătos. De asta pe unii trebuie să ții ceva mai mult. Am zâmbit, dar mai oameni buni. Câțiva v-a speriat, efectiv. Nu e păcat să zâmbești. Dar în momentul când se ridică, veți vedea că se ridică plin de bucurie și de obicei biserica cântă în momentul ăla. Știți de ce? Pentru că în momentul în care se ridică, ei declară în mod simbolic, pentru că s-a vorbit aici despre faptul că botezul este o reprezentare simbolică a unei realități spirituale. Ei când se ridică în picioare, toată biserica îi zbucnește în cântare, pentru că în momentul acela ei au înviat împreună cu Hristos la o viață nouă. Deci tot ce se întâmplă aici are o valoare simbolică, dar în același timp Simbolismul acesta reprezintă o realitate adevărată, spirituală. Îi declară în această zi: Noi am murit față de trecutul nostru, noi am murit față de păcatele noastre și vrem să ducem o viață nouă în Hristos. Dumnezeu să vă ajute la asta. Acum, în partea a doua a mesajului: Că n-ați putea să spun că asta a fost tocmai ok o introducere, că introducerile se fac de obicei mai scurte. Um. Aș vrea să vă vorbesc despre, și să răspund la o întrebare, uitându-ne la cei 14, întrebarea, pe lângă faptul că sunt îmbrăcați în haine albe, rămâne și o extract din textul citit. Și întrebarea următoare, prin ce vom fi noi deosebiți? Chiar așa, ce te face pe tine deosebit în calitatea ta de creștin, de pocăit? Am un prieten din copilărie care nu este creștin evanghelic, e un amic, da, mi-a rămas așa, am o relație destul de bună cu el și mi-a zis, mă, am o problemă cu voi, pocăiții. Și am zis, ok, dacă e numai una, spune repede, să nu te răzgândești, că s-ar putea să-ți mai apară și altele. Ce mai am o problemă cu faptul că voi vă socotiți altfel. Și am zis, dacă nu suntem altfel, înseamnă că e o problemă cu noi. Dar în ce sens suntem altfel? În textul pe care l-am citit, dacă, dacă ați fost atenți, Moise care conducea în vremea aceea poporului lui Dumnezeu și astăzi poporul lui Dumnezeu este biserica, Moise vine în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, ceea ce ne face pe noi deosebiți este prezența Ta. Aleluia. Și dacă e prezența Ta, Doamne, în viețile noastre, asta contează cel mai mult. Doamne, noi nu vrem Canaan fără Tine, pentru că anterior Dumnezeu le spune, o să vă trimit în Canaan, trimit un înger cu voi, dar eu însumi nu mai vin cu voi. Stâlpul de nor ziua, stâlpul de foc care reprezintă prezența mea noaptea, nu mai vine cu voi, dar pentru că am promis că o să vă duc în Canaan, vă duc în Canaan și moi să spune lui Dumnezeu, Doamne, noi nu vrem Canaan fără prezența Ta. Pentru noi Canaanul e mai degrabă acolo unde ești Tu. Și dacă tu ești cu noi, preferăm mai degrabă să rămânem prin pustiu și pustiul se transformă în canan când, Doamne, tu ești cu noi. Și nu vrem laptele și mierea din Canaan fără prezența ta, pentru că ascultați-mă ce vă spun, dragii mei ascultători, în această dimineață, cea mai mare binecuvântare din viața unui om este prezența lui Dumnezeu multă vreme n-am înțeles asta și fiind, știți noi, predicatorii să ne ierte Dumnezeu, nu ziceți amin acum, dar câteodată suntem pe pilot automat și o dăm cu aceleași clișee, fără să le gândim. Mi-aduc aminte că unul din clișeele folosite mult la ora de rugăciune și dacă îl folosiți, vă rog să-l încetați, să-l mai folosiți, este pe care îl foloseam adeseori și ziceam, fraților, noi suntem aici, avem mâini, avem picioare, dar alții n-au și când am zis, alții n-au, m-am uitat în adunarea și biserica Lumina pe care o păstoresc aduce în momentul de față la biserică o mulțime de oameni în căruciorul cu rotile. În vremea aia nu eram în biserica Lumina, eram în altă parte, dar în biserică aveam o soră cu numele Monica, ce era prezentă la toate programele bisericii și ea era în căruciorul cu rotile în fața mea și eu ziceam, noi suntem binecuvântați că avem picioare și alții. Și m-au oprit și m-au uitat la ea. Și alții, alții ce? Și efectiv, n-am mai putut să rostesc niciun cuvânt. Știți de ce? Pentru că m-am gândit așa. Oare femeia asta care vine în la biserică, cu toate că vine în căruciorul cu rotile și prezintă aici la toate programele, nu este binecuvântată? Iar alții care au picioare cu picioarele acestea, merg în fel și fel de locuri și n-au nicio treabă cu Dumnezeu, ei ar fi binecuvântați? Oameni dragi! cea mai mare binecuvântare și cel mai de preț lucru pe care îl poate avea un om în viața asta e prezența lui Dumnezeu în viața lui. Prin ce vom fi noi deosebiți? Știți ce ne deosebește? Nu faptul că suntem români și penticostali, nu știu, orice alt lucru, cine deosebește prezența lui Dumnezeu. Aleluia. În noi e prezent Dumnezeu. Trupurile voastre, zice apostolul Pavel, sunt temple ale Duhului Sfânt. Prin credința în Hristos Iisus, zice Pavel acolo în 1 Corinteni, capitolul 6, trupul vostru, pentru trupul vostru, s-a plătit un preț. Voi ați, ați, fost răscumpărați prin jertfa lui Isus Hristos și prin credința în Hristos Isus, Dumnezeu Tatăl coboară în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Oamenii ăștia îmbrăcați în haine albe sunt deosebiți nu prin faptul că au o haină albă în această zi, și prin faptul că Dumnezeu Tatăl prin credința în Hristos Isus le-a curățit cugetul, sufletul și în această zi pot mărturisi un lucru. Dumnezeu este prezent în viața mea. Cei 14 îmbrăcați în haine haine albe, în această zi, în apa botezului, vor mărturisi un singur lucru. Dumnezeu este prezent în viața mea. Vreau să te întreb, dragul meu ascultător, nu dacă ești pentecostal, nu dacă ești baptist, nu dacă faci parte dintr-o confesiune evanghelică, te voi întreba un lucru simplu. Este Dumnezeu prezent în viața ta? Dacă nu, în această zi, Domnul poate coborî și în viața ta. Și există o singură cale, credința în Hristos Iisus. Prin ce vom fi noi deosebiți? Sunt trei lucruri la fără un sfert, închei, să știți. Trei lucruri. Unu, identitate. Doi, direcție. Trei, experiențe. Identitate, direcție, experiențe. Mai zic o dată. Identitate, direcție, experiențe. Moise se spune lui Dumnezeu, Doamne, ceea ce ne face pe noi deosebiți e faptul că suntem poporul Tău, suntem ai Tăi. Care sunteți de la țară din România? Să vă văd. Cât veniți de la sat din România? Puteți ridica o mână sus, să vă văd. Unul ridica două mâini, înseamnă că e din două sate. Vă mai aduceți aminte cum era în România, cum era în România când voia cineva să știe cine ești, ce te întrebau bătrânii pe marginea șanțului în România? Acu ești tu când mai făceam câte o chestie, acum nu eu, frații mei de obicei, când frații mei mai făceau câte o chestie, mă rog, mai făceam și eu, știți ce se întâmpla când unul din radarele satului, unul din bătrânii satului, voiau să te verifice, să vadă cine ești, întreba, mă, a ești tu? Și tu ziceai, a Flori Vili, hapului din capătul satului. Acum, ei întotdeauna știau identitatea ta în funcție de ce? în funcție de apartenența ta. Îți curios cum au tradus asta cu a florii Vilihapului. da, mă rog, asta vorbim altădată. Adică oamenii știau cine ești în funcție de cui aparții, mă înțelegeți? -er -ă, identitatea ta era determinată de ce? De apartenența ta. Eu dacă vă întreb pe voi, ăștia îmbrăcați în haine albe acum, a cui sunteți? V-am văzut că v-au prezentat, tot neamul a fost aici. Dar dincolo de faptul că voi aveți niște părinți sau aveți niște oameni care sunt familia voastră și cumva aparțineți acestei familii, voi începând din această zi puteți răspunde la întrebarea asta, a cui sunt eu? Eu sunt al lui Dumnezeu. Iar apartenența mea, spune Biblia în Galateni capitolul 3, cu versetul 26, că prin credința în Isus Hristos, în Hristos Isus, Identitatea asta mea interioară se schimbă. Nu întâmplător, tot Scriptura spune în 2 Corinteni 5 cu 17, că identitatea noastră interioară în Hristos e o făptură nouă. Identitatea ne se schimbă în funcție de ce? În funcție de apartenența noastră. A ești tu? Eu sunt un fiu al Marelui Stăpân. Aleluia când eram copil, mă lăudam cu taică meu și în fața altor copii ziceam, taică meu e mai tare decât taică tău și vine altul și zicea, nu, 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 aveam unul care avea un tată când venea ăla și zicea tatăl meu e cel mai tare tată, nu mai comentam niciunul dintre noi nimic. Vreau să vă spun ceva, începând din această zi, voi prin asta sunteți deosebiți de toți ceilalți, nu prin faptul că vă aveți o ștampilă religioasă, oricare ar fi ștampila aia religioasă, și prin faptul că voi sunteți copii a lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl să ne numim copii a lui Dumnezeu. Dar zice Ioan, nu numai că ne numim, ci și suntem. Pentru că facem prea mult parte dintr-un popor care se laudă cu apartenența lui creștină. A cui ești tu? Sunt al lui Dumnezeu. Dar dacă într-adevăr ești al lui Dumnezeu, lucrul acesta se reflectă nu doar printr-o haină albă, ci printr-o trăire curată înaintea lui Dumnezeu. Prin ce vom fi deosebiți? Prin faptul că suntem al lui Dumnezeu. No, lucrul ăsta ar trebui să ne facă prin de bucurie. Nu fiți triști. Nu sunteți singuri. Fratele meu, tu ai fost aici, am înțeles, tu ai fost singurul din familia ta. Tu nu ești singur. Nici unul dintre voi, începând din această zi, nu mai sunteți singuri niciodată. Emanuel, Dumnezeu este cu voi. Până în ultima clipă, când veți respira pe pământul acesta, Dumnezeu va fi cu voi. În, în cel mai adânc abis, în cel mai întuneric loc din viața voastră unde o să vă aflați, întotdeauna El, Domnul, va fi acolo. Bucurați-vă pentru asta. Fiți plini de bucurie. Când, când eram copil, întâmplarea asta o zic de multe ori, dar știu că la întâmplări oamenii sunt mai atenți. Când eram copil și am zis întâmplarea asta cu mulți ani în urmă și am văzut că ori mai preluat-o și alți predicatori și ori adoptat-o, dar mie mi s-a întâmplat să, să se știe. Să ierte domnul pe ăștia. Și când eram copil, mi-aduc aminte că la un moment dat am intrat în grevă, că eu, eu sunt cel mai mare, nu știu care dintre voi sunteți cei mai mari, dar știți că e cel mai greu într-o familie să fii cel mai mare, că pe tine pică tot greu. Ăștia micii, nu vă întreb care sunteți mai mici, de voi mai ușor. Și eu făceam cele mai grele lucruri pe acasă, pe la noi, făceam curat și așa mai departe, și într-o zi am zis tatălui meu că intru în grevă. Știți ce înseamnă, nu știu, ăștia mai tineri, știu, cu limba română, grevă. Am zis, numai dacă vrei, trebuie să mă plătești. Că mă duc să cumpăr, mă plătești. Că mă duc să fac curat, mă plătești tata un om hotărât, nu știu cum de-am avut curajul ăla. am avut așa un moment de nebunie. A după ce am zis ce am zis și când am văzut pe tata, m-am blocat. Și în vremea aia nu eram în Uniunea Europeană, deci parenting românesc era mai hotărât. <laughs> și tata a făcut o chestie. Zice staia, ci oleacă. Oleacă e un cuvânt care leagă Ardealul, banatu și moldova. Oleacă. Și asta e interesant de tradus în germană. Oleacă. Eu a fost o mai mult. Că tată, a stat o leacă mai mult, vreo 30 de minute, habar n-am. Și după ce au venit, au venit cu o listă lungă, 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 pentru iubitorii de literatură rusă, mai ales aici în Austria. Știu că sunt mulți iubitori de. Ruși. Război și pace de Tolstoi, lungă lista, acum asta doar o folosesc ca să exemplific. Și pe lista asta scrie așa, pâinea pe care ți-am cumpărat-o până acum a costat atât. Deja era mai mult decât toată lista mea la un loc. Pentru că eu m-am dus la tata înainte, asta am uitat să vă spun, și am venit cu o listă în care i-am zis așa, fac curate, costă atât merg după pâine, te costă atât. I-am făcut calculul și am zis, uite, asta te costă. Dar atunci când l-am văzut că tata e supărat, i-am zis, tată, pentru că suntem neamuri, îți la jumătate de preț. Dar tata a făcut ceva, a venit și el cu lista lui și a zis, uite, după jumătate de oră, cât o stat o leacă, a venit cu lista și așa cum v-am zis, a zis, pâinea o costat atât, hainele atât și după aia, și după aia au zis, pentru că suntem neamuri, după cum ai zis, uite ce fac eu cu lista asta. Și era o listă mare. Și au făcut așa. Au făcut-o bucăți și au aruncat-o la gunoi. De câte ori mi-aduc aminte de asta, mă gândesc că fix așa a procedat Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Exact așa a procedat Dumnezeu cu voi, dragii mei. Exact așa a procedat Dumnezeu cu fiecare persoană din locul acesta, motiv pentru care, ar trebui să fim plini de bucurie. Dragii mei, n-ar trebui să participăm, nu vă supărați pe mine, știu că sărbătorile astea sunt cele mai grele momente pentru un predicator. Sărbători, botezuri, asta da, e, mergem câteodată și numai până în credință. N-ar trebui să stăm așa impasibili, să lăsăm pe oamenii ăștia, au cântat atât de frumos în față, mai cântam și noi cu o jumătate de gură. Ar trebui să fim plini de pasiune Aleluia. pentru Dumnezeul care în Hristos a coborât în lumea asta. Prin el avem harul ca din fii nimănui să devenim fii ai Celui mai puternic, fiul, fii lui Dumnezeu. Era, era imposibil pentru noi ca prin forțele proprii să ne salvăm, dar pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul. Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul. Prin ce vom fi noi deosebiți? Prin faptul că suntem socotiți fiii Lui Dumnezeu, prin credința noastră în Hristos Iisus, iar identitatea noastră creștină ar trebui să ne umple sufletul de bucurie. De ce? Pentru că știm că viața noastră nu se încheie cu o înmormântare, ci așa cum a cântat crezul aici, corul, ci se încheie cu învierea morților. O slăviți să fie Domnul! Și asta e bucuria a vieții de creștini și a fi creștinul înseamnă să fii posac și supărat, nici să fii tot timpul într-o stare din asta de, de evrie, a divertizmentului din vremea de astăzi, ci trăind în mod de echilibrat și plăcut Amin. lui Dumnezeu, cu sufletul plin de bucurie, cu zâmbetul pe buze, știind că viața ta nu se încheie la mormânt, ci se încheie într-o zi în alergarea pe acest pământ când te vei întâlni cu Domnul în veșnicie. Slăviți să fie El! Amin! Ceasul vostru merge prea repede. <laughs> Am zis așa, identitatea. Vă mai aduceți aminte? Punctul 2 a fost direcția. Că Moi se zice, Doamne, dacă tu mergi, dacă nu vii cu noi, noi ne pierdem GPS-ul. Noi nu știm încotro să apucăm. Pentru că în momentul ăla, evreii se duceau în funcție de cum se ducea stâlpul de nor sau stâlpul de foc. Fără Dumnezeu, n-ai direcție. Întrebarea mea este, mai dă Dumnezeu direcție și astăzi? În primul rând, Dumnezeu dă direcție prin cuvânt. Biblia spune în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, tot cuvântul lui Dumnezeu este insuflat, da? De aceea voi afirma ce spune Biblia în Roman 1 cu 16, căci mie nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, care mântuie pe toți aceia care cred. Când am început să predic și eram student la teologie la București, un frate bătrân mi-a zis, frate, adică când te pierzi la predică, fă un lucru, citește din Biblie, n-ai cum să greșești. Bun sfat. De câte ori zice, Bă, dacă vezi că nu-ți se mai dă nimic, citește. De ce? Pentru că Biblia are putere. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Am experimentat asta, nu voi uita niciodată când am chemat la, la predică, am chemat la, o, la o biserică și era la predică un predicator foarte slab, un prieten de al meu care nu credea în Dumnezeu și. Eram încă student și eu și am zis, Doamne, fix astăzi o venit, când e ăsta care nici nu au ce zice, dar omul a avut o inspirație monumentală. Nefiindu mare predicator, nu a făcut decât lectură biblică, o citit din Biblie. Și în timp ce el citea, băiatul de lângă mine a început să plângă, dar știți cum plângea? Pe cât vorbea predicatorul de încet, pe atât de tare plângea. Plângea așa de tare că biserica se întorsese cu fața către noi și când e student la teologie oamenii te mai știu pe acolo, pe în București, pe la biserici, eu i-am dat un cot și i-am zis, vă vezi că se uită lumea la noi. Știi ce mi-a zis? Mi-a zis așa, până acum ai încercat tu să mă convingi că există Dumnezeu, acum mă convinge Dumnezeu. Voi mă înțelegeți ce vă spun? Dumnezeu vorbește și astăzi. Multă lume se plânge, nu n-am mai auzit pe Dumnezeu vorbind, da, Dumnezeu vorbește prin Biblie, da, Dumnezeu vorbește prin evenimentele din viața noastră. Îmi trimit un tânăr din Germania, Patru accidente într-un într singur an consecutiv, ultimul mașina era praf, o poză făcută de pe un pod, toată mașina a făcută praf, doar un singur loc era perfect, neatins, locul de la volan. Eu i-am răspuns, i-am trimis înapoi poza și sub ea am zis, nu vezi că acolo la volan locul acela e în forma mâinii lui Dumnezeu? Dumnezeu ne vorbește prin evenimentele din viața noastră, da, și prin accidente, da, și prin lucrurile frumoase, da, și prin suferință, prin toate lucrurile, dragul meu, ce s-au întâmplat în viața ta, Dumnezeu îți vorbește. Prin lucrurile frumoase, Dumnezeu spune, te iubesc. Prin suferință, Dumnezeu spune, trezește-te. Iar în această dimineață, Dumnezeu a îngăduit să fii în locul acesta pentru că te iubește și pentru că avea un plan cu viața ta, slăvit să fie numele lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele lui. Noi credem de asemenea că Dumnezeu și astăzi poate vorbi prin cuvânt profetic în faptele apostolilor, în capitolul 21 cu versetul 10 și 11. E un proroc cu numele Agab care vorbește în dreptul lui Pavel, apostolul, cel mai mare apostol din Noul Testament și spune exact ce se va întâmpla dacă când Dumnezeu vorbește. Dați-mi voie să vă spun două lucruri. Vorbirea lui Dumnezeu e sigură și e clară. Dumnezeu nu vorbește cum vorbim noi câteodată predicatorii de astăzi În cuvinte care nu, nu prea le înțelege nimeni Nu, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește sigur și clar Slăvit să fie numele Lui O să vă spun că într-o biserică pe care am păstorit-o Tot așa la un botez aveam un băiat care fusese au făcut o grămadă de chestii nasoale și mama lui era în biserică și era plină de bucurie. Până atunci, la toate programele plângea. N-am mai văzut pe cineva plângând la toate programele. Dacă l-am văzut pe băiatul ăsta care fusese interlop și care a făcut o grămadă de chestii nasoale, acum a plângea toată biserica, dar ea zâmbea. Și mulți i-au spus, soră, cum dumneata, acum nu mai plângi și zâmbești. Și au zis, acum plângeți voi, că eu am plâns până acum. Dar am știut întotdeauna că Dumnezeu îi va schimba viața pentru că Dumnezeu mi-a promis asta. Voi cei 14 îmbrăcați în haine albe, poate unii dintre voi sunteți chiar rodul rugăciunii părinților voștri, mamei voastre, tatălui vostru. Și dacă Dumnezeu a promis că se va atinge de voi, vă garantez ceva, nu puteți fugi de promisiunea lui Dumnezeu. Voi încheia spunându-vă că într-una din bisericile pe care le păstoream, la un moment dat a rămas fără acoperiș. De ce? Eu l-am dat la o parte. Eram plin de râvnă, pastorul la început, și am vrut să modernizez biserica, și am rămas numai eu cu un, un frate bătrân, noi doi, într-o biserică de vreo 50 de oameni. Și cum am rămas cu biserica decapotată, să vedeți ce rugăciune am făcut atunci. Doamne, fă să nu plouă. Doamne, trimite-ne ajutor, n-aveam bani, că oamenii din biserică au zis, gata, ai dat jos acoperișul, și acum fă Și eu, în credința aia nebunească de la început, aveam vreo 26 de ani, cam așa, a trecut mulți ani de atunci și mă gândesc așa cu nostalgie. La vremea aceea, când un bărbat de vreo 30 și puțin de ani o venit la mine, mama lui era din biserică, dar el nu avea nicio treabă cu biserica și mi-a zis, domnul pastor, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă aduc banii ăștia, exact banii de care aveam nevoie să terminem acoperișul. Ba mai mult, el a avut un vis și în urma acestui vis o luat această decizie. Mai mult, omul avea o firmă de, de construcții și mi-a zis așa. Eu vă ajut să terminați construcția bisericii. dar Fiți atenți, dragii mei. O, o, zis, eu nu intru în biserică pentru că mi-e frică de faptul că dacă intru în biserică mă pocăiesc. Pentru că mama, toată copilăria și, și toată tinerețea, mi-a zis un singur lucru, tu o să intri în biserică și cum intri, te pui pe genunchi și te pocăiești. Era așa de simpatic, ne-a ajutat la construcție, dar nici măcar atunci când eram la construcție nu a intrat în biserică. Am mai modernizat biserica pentru că omul ne ajutat, dar oamenii lui intrau, dar el nu. El lucra în exterior. Când, când eram pe acoperișul bisericii, îi ziceam zâmbind, ai grijă nu cumva să cască, dacă ai picat, te pocăiești. De la distanța aia. Dar știți ceva, și asta vă spun tuturor părinților de aici, am mers pe următoarea logică, am zis, lasă să lucreze el la exterior, că lucrează Dumnezeu la interior. Când am terminat construcția și am făcut inaugurarea, n-a vrut să vină. Dar a venit apoi la un eveniment, așa cum ar fi botezul acesta. Nu era un botez, era o binecuvântare de copii. Dar mi-a mi zis înainte, vezi că eu vin înainte, dar eu nu mă pun pe genunchi, că eu nu stau în genunchi în fața nimănui. Și am zis, stai liniștit, nu e nicio problemă. O veni la biserică și nu-l voi uita niciodată. Cum a ajuns în ușa bisericii, eram doar eu și încă vreo doi în biserică. Era la 9 fără 20, cam așa. Sau fără, la jumate, ceva acolo. S-a pus în genunchi, exact în cadrul ușii și nu s-a mai ridicat din cadrul ușii până la fix. Veneau oamenii la biserică, nu îndrăzneau decât vreo câțiva, au avut mai mult curaj să treacă pe lângă el, în rest s-au așezat în spatele lui, așteptând ca omul să termine rugăciunea. Toată tinerețea și toată copilăria a auzit de la mama spunându-i același lucru, când vei intra în biserică, te vei pune în genunchi și Dumnezeu îți va schimba viața. Și pentru că Dumnezeu când promite ceva, Dumnezeu se ține de promisiune. Pentru că toate promisiunile lui Dumnezeu în Hristos sunt da și amin. Dragi părinți, dacă Dumnezeu a promis că va lucra în dreptul copiilor voștri, Dumnezeu va lucra. Dacă Dumnezeu a promis că va lucra în familia ta, Dumnezeu va lucra. Și aș vrea în această zi să vă încurajez, să vă spun așa, fiți diferiți, să nu vă fie rușine de faptul acesta. Fiți diferiți prin identitatea voastră, fiți diferiți prin direcția voastră și fiți diferiți și prin experiențele pe care le veți avea cu Dumnezeu. Dar despre asta, dacă Dumnezeu vă îngădui, voi predica altă dată. Harul lui Dumnezeu să vă țină la fel, plin de elan, plin de putere. Amin? Amin. Eu de la voi aștept aminu. Amin. Amin? Am terminat predica. Urmează botezul.